Dacă ar fi să vorbim despre zilele istorice ale oastei Domnului, probabil ar trebui să începem în primul rând cu data nașterii Părintele Iosif Trifa, 3 martie 1888, când vede lumina zilei într-un sătuc din pe Valea Arieșului, în Certeze. Ar fi prima dată aniversară a oastei Domnului, pentru că dacă Părintele Iosif nu s-ar fi născut, probabil n-ar fi avut loc înfiriparea acestei mișcări duhovnicești a oastei Domnului. Desigur, apoi este data din 1 ianuarie anul 1923, în moment în care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu îl inspiră pe Părintele Iosif cu acel îndemn de chemare a oamenilor la îndreptarea năravurilor și la luarea angajamentului pentru lupta cea duhovnicească. Desigur, un moment crucial și de cotitură în lucrarea oastei Domnului este data de 12 septembrie 1937, când are loc acea moțiune, acel cuvânt de apărare în care Părintele Iosif și Comitetul Fraților Ostași sau întreaga adunare a Fraților Ostași fac acel memoriu de mărturisire a dogmei și a credinței ortodoxe dremăritoare și de dezvinovățire în fața lumii întregi. A rămas ca o mărturie în fața lumii întregi că oastea Domnului nu este cu nimic mai presus decât biserica. Un alt moment care jalonează mersul oastei Domnului este data morții Părintele Iosif, plecării lui în veșnicie, 12 februarie 1938, când Dumnezeu, la o vârstă tânără, doar 50 de ani, îl cheamă din viața aceasta pământească, după o lungă și grea suferință, după ce am putea spune noi, lupta cea bună s-a luptat, credința a păzit, mărturisirea cea bună a dus-o până la capăt și a plecat să primească cununa dreptății de mâna dreptului judecător. Un alt moment de pioasă aducerea minte în lucrarea oastei Domnului este și trecerea fratelui Traian la viața cea veșnică, 20 iunie 1989, când pasărea cea măiastră a oastei Domnului, cel care a îmbogățit tezaurul oastei Domnului cu atât de multe și minunate poezii, care multe dintre ele au devenit imnuri și cântări ale oastei Domnului, cu atât de multe și bogate scrieri, istoria oastei Domnului, scrisă de fratele Traian, prin care astăzi cunoaștem tot lupta cea duhovnicească pe care a dus-o oastea Domnului și tot parcursul frumos prin istorie al oastei Domnului. Desigur, sunt momente de pioasă aducere aminte și momente aniversare, toate aceste date istorice, dar la care frățietatea oastei Domnului se întrunește în numărul cel mai frumos, cel mai mare, și de fiecare dată are loc acea reîmprospătare a angajamentului frumos, al legământului frumos de a duce mai departe lucrarea unită și frumoasă, Smițelul Fericit. O altă zi istorică de mărturie a adevărului istoric al oastei Domnului este și noiembrie 1976, prin adunarea de la Poiana Brașov, acolo unde s-a creionat direcția frumoasă și direcția bună pe care să meargă lucrarea oastei Domnului pe linia adevărului, pe linia bisericii, pe linia pe care și-a dorit-o Părintele Iosif de la început și de întotdeauna.